Hai că sunt curios. Au trecut 2 secunde să mor, acum așa să te-am țăpenit, că mă uitam aici, dacă merge minutele. Dacă trec acolo, dacă înregistrează. Mă treci, bă, deci înainte am fumat English Green, da? Și acum chiar sunt curios de Dunhill ăsta. Sunt multe să mor eu. Signature. Signature 94. Number 4. Signature number 4. Hai că o ard în... Mă spurc cu engleză aici. Bă, știi cum e cu engleza asta, mă? Bă, o înțeleg destul de bine. Am citit cărți în engleză. O înțeleg destul de bine, o știu de mult. Dar când trebuie să vorbesc, mă ia cu scârbetă. Mă ia cu scârbetă să mor dacă nu-mi place să vorbesc. Asta tot treaba. Pur și simplu nu-mi place să vorbesc în limba engleză. Asta e tot treaba. Știu să vorbesc, dar nu-mi place. 29 de lei. Sunt multe variante la Dunhill ăsta. Și ce mi-a făcut mie la magazin? Mi-a dat și mie un pachet de Dunhill ăla cu culoarea asta. Turcoaz, verde, ce? Deci bleu ăsta sau ce e ăsta? M-a făcut cu marketingul ăsta, cu culoarea asta. Mă, daci. Poza asta, de la thumbnail să pun ceva pe poza asta, că mă distruge cu limba și cu nu știu ce. Bă, acum ca să fiu super boring, așa, ca idee, poți să dai mie în față, dar poți să vezi aici ceva. Deci am și o carte care, așa ca idee, hai că spun după aia, spun în timp ce fumez. Hai că mă apuc de treabă aici, spun în timp ce fumez ca să nu fiu super pitistor cu filozofii. Din prima, da? Hai! Haideți, fă-te, frate, odată! Pac! Hai că vin acolo! Ți-am zis, lipsește filmacistul aici. Lipsește focusantul, să-mi pună focusurile pe cameră, să stea. Ăsta e pachetul. Zang. Auriu? Clar, da. Am mai fost așa. Ia zi. Uai, samba! Arată bine, să mor dacă nu. Mamă, dă-te în smântână cum arată țigările astea. Arată în mare. Nu mă filma pe mine, băi, bulangiule. Hai că mi-au căpățâna de aici. Băi, arată într-un mare fel, să mor dacă nu. Ce culoare asta? Bleu, frate, turcoaz, ce e asta? Nu mă pricepe, dar... Și fii atent aici. Băi, nu știu care a observat. Băi, om, n-are cum, frate, nu cred. E prea tare treaba asta, la detalii. Da, e tare. Deci să mă uit acum te arăt. Uite puțin aici, țigările astea. Aici au roșu și în mijloc auriu, mă, frate, mă. Nu știu dacă se vede. Bă, pune-mă focus unde spune, mă, uite-l, mă, unde pune asta. Pune-mă focus unde spune, mă. Uite un pic aici. Ăsta? Ăsta e auriu, mă, frate, mă. Băi. Detalii să mor dacă nu. Uite-le cum arată, bă, băiatule. Deci, crede-mă. Nu știu dacă se vede pe cameră bine, dar... Asta într-un mare fel. Bă, băiatule, băi, da. Chiar arată bine, băi, omule, bă. Eu nu știu, cred că sunt cele mai... Băi, și mai hai să vin din nou acolo la tine. Stai acolo că vin înapoi. Hai că vreau să fac ceva aici, să vezi ceva că o să te impresioneze la maxim. Pe mine cel puțin, pe tine poate nu. Dar fii atent aici. Bă, nu știu dacă de pe cameră, mă. Deci aici, hai să pun așa cumva. Aici scrie Dunhill pe toate astea cu roșu și așa, și aici unde e auriu, scrie cu auriu, bă, frate, și ăsta și ăsta pe mijloc, da? Cum ai venit țigara de mijloc, scrie Dunhill auriu și asta de la mijloc aurie. Băi, dar mi-a filmează mie căpățâna asta. Băi, frate, ți-am zis, nu știu dacă vedeți cameră, e mare. Chestii la detalii, dă-te smântână că ești. Ha. Hai să-mi ba. Ia să vedeți, și celălalt din mijloc, și ăsta la fel.
A. Și în spate, din mijloc, la fel. Și în spate, la fel, la mijloc, da? Aceeași, la fel, țigara. Dai seama cum le-au pus în pachete, îți dai seama cum le-au... Cu filtru, dai seama că nu cred că se vede el. E cu filtru înfundat. Bă, da, filtrul e scurt rău, bă, frate, bă. Mamă. Stai un pic. Stai să fac comparație aici. Fa. Filtrul e scurt. Uite, am aici un Evergreen. Deci, băi, băiatul, dar ce e... Și Evergreen chiar e mai lung. Eu am crezut că e mai scurt. E mai lung pachetul. Nu știu cum dracu vine, că pachetele sunt la fel. Pachete de țigări, Evergreen, tot la Dunhill, da? Ia. Sunt la fel, la fel. A, un pic, bă, un pic, bă, frate, un pic. Foarte puțin mai... mai mare pachetul la Evergreen ăsta, care are dita mai filtranu. Cu filtrul ăsta. Și aici avem ăsta care are un filtru foarte scurt, poate e camelul ăla scurt, să moră dacă nu, poate e camel, că așa are camelul. Prima dată când văd așa filtru scurt la Dunhill. Deci, signature numero 4. Se vede? Se vede, da. Hai că-i dăm foc, mă, ce slabi sunt. Bă, ești nebun. Bă, băiatule, bă, trag aer. Bă, da, am mâncat căcat despre tine și am vorbit despre tine o grămadă. Și te-am lăudat și te-am pus în... Poate e auriu ăsta, e așa, mă. Poate celălalt e așa. Bă, da, slabe, bă, să mor dacă te vin cu ceva de bagă. E Kent 1. Bă, băiatule, bă. Înțeleg detalii, înțeleg. Ce dracu, bă, e așa de slabe, mă? P-ul ăsta, de la ce vine P-ul ăsta? London Tobacco are un P aici, pe pachet. Și P-ul ăsta se regăsește, ca să o ardă în termeni deștepți și pe țigară. Ce naiba, mă? Stai un pic, că nu vine să cred. Filtrul infundat, da? Ceea ce e rar. Pe la Dunhill mai era blondul ăla, cum acel, prime blond ăla, tot la fel. Și... Slab, e rău. Așa par, deocamdată. Dar se fumează mult mai greu decât Dunhill ăsta Evergreen. Da? Hai să fac țigara aici. Băi! Așa mi se par, slabe. Fete de aici. Dacă nu mă șer... A, hai că nu s-a de slabe aici, deocamdată. Cred că la capăt acolo, știi cum e? Până ajunge cât de cât, au fost slabe. Acum ia. Hai că nu-s chiar de slabe. Nu-s chiar de slabe. E ok, e ok. Cât de cât e mediu spre... M-a venit, dacă ar fi cu dron 5, cred că e un 4 ceva. M-a, e destul de... Mult mai slab decât un Kent 8, na, de exemplu, care e ok. Kent 8 scurt. Bun. It's ok. Dar nu. A doua oară să dea să nu mai prindă. Pe aici, să nu mai prind vreun pachet prin casă, să mai cumpăr. Prind aici. Este o carte care se numește Sine Revan, dacă nu mă știu, de Deepak Chopra. Sinele vindecător, frate, am citit-o eu și care era ideea acolo? Băi, sunt două boli, frate. Se vorbește doar de două boli, mare parte din toată cartea aia, știi? Și cum te poți vindeca singur, prin gândire, prin energie. Nu vreau să intru în detaliile astea. Ideea e așa. Două boli. Cancerul și boli de inimă, da? Asta, cu inima. Na, dai seama că e destul de important, pompează sângele așa, da? Bun. Ideea este așa. În mare parte din cartea aia se vorbește foarte mult de fumat. Sunt foarte multe morți cauzate de la fumat, mă, frate, mă. Băi, te iau o leacă. Ia să mă dacă nu te gândești. Bă, băiatule, bă. Ce alternativă am, nu? Că-i vape-ul, că-i sula, că-i aia... Nu știu ce să zici. Acum... Sunt unii care au fumat... Știi cum e. Și viața asta, că nu e matematică. Ca să o arătă filozofii. Nu e matematică. Sunt unii care fumează 2 ani și... fac cancer în gât sau fac tot felul de probleme și boli, da? Tot felul de complicații. Sunt oameni care fumează până mor, n-au nimic. 30, 35 de ani, 40 de ani și mor de altceva, n-au nicio treabă cu fumatul. Adică nu e o moarte cauzată de fumat, da? La plămâni sau alt cancer. Dar zic că poate dacă fumezi cu drag și îți place să fumezi, poate nu e așa. Dar dacă fumezi cu urâcă și cu scârbă și aoleu, iar mai bag o țigară, poate atunci te otrăvești. Poate. În ce soar și în filozofii?
Dar ca idee, în cartea aia asta era faza. Bă, dar slabe sunt, slabe sunt mor dacă devin. Sunt destul de slabe. Se vorbi foarte mult despre fumat în sine, da? Unde pune asta focusul? Uite, de seapă, m-am plecat sau? Mi-a pune asta. Așa. Acum. Ei bun, cine știe dacă... Nu mai contează. Bă, ideea e așa. Citești și vezi, na, te ia o leacă de șoc, te ia o leacă de... Sprind de stres. Și te gândești, bă, frate, ești nebun. Că dacă... O să mă îmbolnăvesc, dacă nu știu ce... Treaba cu dacă chiar așa e, dacă. Și nici așa un pic, bă, oare să mă las, oare nu să nu mă las? Nu știu, frate. Dacă simți nevoia, poate că trebuie neapărat să mă las, că mă... Nu mă simt bine, că asta e primul loc, nu? După aia, că afectează cei din jurul meu și acasă și poate și banii, poate că atunci da. În cazul meu, mie îmi place fumatul mult, dar nu dimineața. În dimineața, prima oră, pot să mă omor, nu fumez o țigară prima oră. Acolo e grav. Mă ia cu amețeală, mă ia cu stări nasoale. Îmi trică starea instant, țigara, la prima oră. O amân până după 12. După 12, practic, îmi strică starea. Nu știu de ce. Bă, slabe rău, mă. Slabe rău. Nu știu să zic. Sunt ok, nu mă deranjează, sunt fumabile, sunt așa. Îi dau un 8. Hai un 8 jumate, că arată foarte bine pachetul, bă, frate. Arată foarte bine pachetul ăsta. Ăsta e adevărul. Când l-ai deschis, te impresionează. Ți-ai, nu știu dacă se vede pe cameră, dar te impresionează. Turcoazul ăsta, bleu ăsta, ce e ăsta? Nu-ți vine să crezi cât de bine poate să arate o țigară. În comparație cu Carpatiu sau nu știu ce. Ce mai sunt? Da. 29 de lei, un 8 jumate pentru că arată bine pachetul, dar sunt prea slabe pentru mine, mult prea slabe. Poate e ok pentru o fată care, să spune, fumează mai slab, sau pentru un băiat care fumează mai slab, care nu suportă tăria, e perfect, dar pentru mine nu. Băi, hai că mă apropii de cameră, că se închide aici, ne auzim, pa!